Айна рок, приятен. Bun găsit la emisiunea Lumina. Săptămâna asta am început alea Șerbințel. Luni dimineața, în cadrul unei conferințe de presă, deputatul Iuri Ierniță a prezentat un video în care... Ex-președintele PD, Vladimir Plahotniuc, mâna sa dreaptă, Serghei Ieralov și președintele Igor Dodon par să împartă niște bani. Așadar, Plahotniuc i-ar fi dat bani lui Dodon pentru salarizarea membrilor PSRM. I-ar fi dat, nu i-a dat, pentru că grăim la gâși deocamdată. Nu-ți cunoaște, adevărat sau nu. Deputatul Iuri Ierniță mai menționează că numele Costel și Cornel din video se referă la Constantin Botnar, Barsetca lui Plahotniuc și Corneliu Furculiță, pește cum să-l numim, angajatorul propagandiștilor lui Dodon, media magnitul socialiștilor. Cred că ar putea fi vorba de consăteanul său, actualul deputat PSRM, Corneliu Furculiță, dar aceasta este doar o supoziție și nu fără temei. Iar Costea ar putea fi nimeni altul decât faimoasa persoană Borsetca de la PDM. În aceeași zi, luni dimineața, bucval la distanță de câteva minute, apare procurorul general Alexandru Stoianoglu și ne spune că... În această perioadă, unii s-au grăbit să ne acuză de pasivitate, de lipsă de progres, chiar și nedurință de a face lumină în dosarele de rezonanță. Să știți că a fost exact invers. Așadar, briefingul de astăzi îl dedicăm evoluției investigației în dosarul intitulat Genere furtul miliardului. Unul dintre principali beneficiari al furtul miliardului este Vladimir Plahotniuc. Dispunem de probe incontestabile care indică că anume cetățeanul Plahotniuc este beneficiarul banilor obținut sub formă de credit de la BEM prin intermediul grupului Ușor, acoperit în consecință din mijloacele financiare ale Băncii Naționale a Moldovei. În total, peste 100 de milioane de dolari americani. Săvpadine! Voi ce credeți? Scrieți mai jos în comentarii. Coincidență sau nu? Că la distanță de câteva minute iese procurorul și ne vorbește despre miliardele lui Plahotniuc. Eu, ca homo sapiens, am atenția limitată, condiționată de limita intelectului meu. Respectiv, eu nu știu la ce să fiu atent, la culiocul lui Dodon, actului de corupție sau la miliardele furate de Plahotniuc. Cine este reul cel mai rău? Explicați! Și în plus, n-avem cum să nu remarcăm această coordonare, această pregătire de acțiuni care trădează anumite intenții. Numai Moldova iese din starea de urgență. Peste 1400 de lucrători din domeniul medical infectați COVID-19. Focare de infecție avem? Avem. Curba de infectare coboară în jos? Deloc. De-aia ca cineva, dragii mei, în pofida pandemiei, continuă să se măsoare la puțulici. Eu am o înregistrare cu tine, cum tu, eu ție, tu, eu nie, tu, eu ți-ai dau un cureșel, dar tu nu-l iei, mai scurte, că așa o înregistrare am. Dar eu am un procuror și 4 televiziuni și tot seara numai despre tine eu îți grăiesc. În schimb, socialiștii bag articole peste tot, na generalnava procurora cazăvoi daulenie. Țordan Pâgdea se conectează la internet printr-un ceas Montana și scrie pe site-ul socialiștilor la rubrica stirile principale: cine va lovi în procuror, acela este mafia. Cine are patru ochi, acela este Irina Pahomova. Stimate domnule Pâgdea, e că eu, de exemplu, nu lovesc în Alexandru Stoianoglu. Din potrivă, foarte naiv și romantic, vreau să cred că el este un procuror general independent. Dar cum, sucă, bleate, în ziua în care apare culiocul, tu să ieși să îngrăiești despre miliardele lui Plahotniuc? De ce abia acum? În primul rând, până acum am avut situația de carantină de epidemie și în perioada asta nu ar putea să iese și fac. Și pe de altă parte, am avut nevoie de timp pentru studierea materialelor, dosarelor care sunt și în stația judecată și care deja, și dosarele care deja au fost examinate. Nu putea din două motive, pentru că trebuie să citească, am înțeles, multe materiale la dosar, să zicem că taman am terminat să citească, dar a doua, nu putea să iasă chiar la carantină, să făcea o conferință de presă. Și te împiedica pe tine să ieși la o conferință de presă. Mai scurt, șchiopatează aceste explicații și asta e trist și îngrijorător. Dar procuratura a întrebat dacă se apucă sau nu să investigheze și cu culiocul lui Dodon și era în acest culioc, bagă capul în culioc. Procuratura nu poate legal să se autosesizeze pentru că nu cunoaște cât de veridice sunt și în ce circumstanțe au fost făcute. Procuratura nu cunoaște cât de veridice sunt aceste imagini și în ce circumstanțe au fost făcute. Aha. Dar atunci când nu cunoști, dar vrei să afli, ce faci?
Adresez întrebări, nu? Asta dacă vrei să afli. Eu așa înțeleg. E că eu nu știu câte grade sunt mâini afară, dar prin efortul mâinii mele, prin apăsarea pe chipul 4G deocamdată, a să aflu câte grade sunt mâini afară. Dar procuratura, de dragul acestei independențe despre care gresc socialiștii, n-ar putea să-l ia la întrebări pe Igor Dodon? El și nici măcar n-ar refuza invitația. Pe dânsul de orgăială îl poartă zilnic prin tot țara. Tu dacă îl chemi, el la tine și prin arătură poate să vină cu S-clasul. Pe banii noștri, bineînțeles. Un alt punct interesant în evoluția investigației culiocului și a conținutului acestuia vine de la prim-ministru Ion Chicu. El evită să răspundă clar la întrebările reporterilor legate de culioc, dar în schimb se năpustește nemilos pe Facebook, se năpustește, nu în viața reală. Să nu credeți că trebuim chiar atâta curaj domnului Ion Chicu. Se năpustește așadar nemilos asupra lui Candu și scrie următorul lucru. Candu a fost unul din arhitecții furtului miliardelor de lei în toamna anului 2014. Să vii cu raport în fața unui asemenea individ înseamnă să ofensezi o țară întreagă. Dar să fii ministru finanțelor în guvernul Filip, votat de același Candu, înseamnă asta sau nu, să ofensezi o țară întreagă? Dar să vii în fiecare marți la ședințele Partidului Democrat, cu Candu inclusiv, asta e o ofensă sau nu unei țări întregi? Dar să devii prim-ministru toamna trecută, votat de Candu, ce este asta? Domnule Chicu, e o ofensă Republicii Moldova sau nu? Domnule prim-ministru, în aceste clipe ne amintim cu toții de ceea ce a spus autorul italian Carlo Collodi, părintele lui Pinocchio. Una memoria molto scurto e ca un naso extra longo. Non dificile să despalești. Și la desertul acestor noutăți, Mitropolia Moldovei ne servește un tort în care ingredientul principal este un fruct tot mai des întâlnit în Republica Moldova, se numește polnii bried. Scrisoare adresată de Mitropolia Moldovei, prin care se arată îngrijorată de eventuala vaccinare a populației contra COVID, pentru că oamenilor ar urma să le fie aplicate și microchipuri prin care să fie controlați. Amuzant, ridicol, te invită la pricoale. Da, și eu am căscat gura la prostiile acestor milionari îmbrăcați în pududealnice, dar cu un colț din cap, m-am gândit. Dar nu cumva asta e o tactică de a ne sustrage atenția de la culiocel? Eu, pur și simplu, mi-am amintit cum pe timpul lui Plaha, atunci când vrea să se propună o idee care nu prea avea să meargă la public, ea era împinsă printr-un Iura Leancă, printr-o Vitalie Pavlicenco, partid extraparlamentar, și atunci se testa terenul. Și lumea, dacă se enerva, ap nu mușca din autor, din plahotniuc, dar mușca din peștișorii ăștia mai mici. Cine știe, poate și acum prezența asta deosebită a metropoliei în buletinile de știri este gândită ca să ne sustragă un pic atenția? Idei n-am, e adevărat asta sau nu? Și n-aș vrea să nasc teoriile conspirației, dar cel puțin de implicarea lui Plahotniuc în furtul miliardului și de corupția din buca lui Dodon, eu n-am nicio îndoială. Și dacă tot pretinde cineva că avem procuror independent, cel costă pe acest procuror independent să-l ia pe Igor, pe Cornel, ei ambii sunt în țară, să ia la întrebări și deschis să afle ce era în acel culiocel, un colț mucegăit de panetone și ce a făcut mai departe Cornel cu acel culiocel, cui și când l-a împărțit. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc multă sănătate și vă îndemn să aveți mare grijă la vorbele și acțiunile celor care, în plină criză sanitară, cu mii de oameni trăind sub pragul sărăciei, au chef și resurse să se măsoare la puțulici. M-aș bucura să-mi dăruiți câte un like, câte un share, ca acest video să ajungă și la Condrița și la Miami. Bye bye, ribetușchi!